În această perioadă se efectuează lucrări pe mai multe străzi din municipiul Suceava. În unele zone s-au finalizat lucrările, iar pe câteva străzi lucrările sunt în curs de finalizare. Conform declarațiilor făcute de edilul șef al municipiului după întâlnirea cu constructorii care execută aceste lucrări, pe strada cu Zavodă au apărut câteva probleme. Sunt și probleme pe anumite străzi și aici m-aș referi în primul rând la strada cu Zavod, așa cum a confirmat și constructorul. Sunt probleme acolo, au făcut o lucrare care se pare că nu este de calitate, o vană care scapă, pierderi la probele pe care le-au făcut. Chiar în această dimineață am avut la ora 7 o delegație de oameni de strada cu Zavod care mă întreabă când se termină lucrarea. Așa cum ați observat, le-am atras atenția să găsească, să rezolve soluția tehnică în așa fel încât să nu ținem blocată strada cu Zavod. Lucrarea de pe bulevardul George Enescu va începe joi, motiv pentru care, pentru câteva zile, traficul rutier va fi închis pe o bandă de mers. Primarul a cerut constructorilor să se grăbească cu lucrarea în zonă pentru ca aceasta să fie finalizată înainte de începerea anului școlar. La fel de important este lucrarea pe strada George Enescu, acolo unde vine făcut un cămin. S-au obținut toate avizele la primărie, la sistemizarea rutieră, de la poliția rutieră, în așa fel încât începând cu mâine se întrerupe apa în zonă și joi se poate face acea lucrare. E o lucrare care, înțeleg, durează o zi, două, realizarea acelui cămin, dar este la fel de important perioada în care trebuie să usuce acolo. Sigur că va fi un deranj în trafic. Pe strada Mitocului se lucrează intens la asfaltare după ce au fost executate lucrări la conductele de apă și canalizare. Pe strada Mitocului insist în continuare să facă lucrări de calitate la asfaltare pentru că este o stradă importantă, o stradă care a fost reabilitată prin covor asfaltic. Deoarece se apropie și începerea anului universitar, șeful administrației locale a cerut constructorilor să urgenteze lucrările de pe strada universității. La fel de important este să mișcăm lucrurile cât mai repede pe strada universității, tocmai în perspectiva faptului că în 1 octombrie începe anul universitar și lucrurile vor fi mult mai complicate, ca să spun așa, va fi circulația mai mare pe strada universității. De altfel, am cerut în anumite zone, la fel cum am menționat în George Enescu, să grăbească lucrările acolo unde sunt limitări în trafic, ștrangulări în trafic, pentru că, așa cum se știe, în luna septembrie începe anul școlar și circulația va fi mult mai avansată.